Mihaela este din București și are 26 de ani. În urma unei greșeli medicale, ea a rămas fără dantură și a fost la un pas de comă. O bună perioadă de timp, Mihaela s-a luptat cu depresia, iar pierderea bruscă a tatălui ei a făcut și mai grea lupta ei interioară. La vârsta de 18 ani am fost diagnosticată cu un astm bronșic, o primă fază de diagnostic. Diagnosticul fusese pus greșit, fără investigație amănunțită. Iar tot acest tratament a dus la o insuficiență cortico-suprarenală, un blocaj al glandelor suprarenale, care pur și simplu o perioadă de timp m-a țintuit la pat. Doamna doctor, care a fost atunci de gardă, a pus diagnosticul de primă fază Cushing. M-am documentat, am văzut ce înseamnă această boală, este un sindrom destul de agresiv și m-am rugat în tot acest timp să nu fie acel Cushing și să nu am vreo tumoare, pentru că deja îl aveam pe tata care suferea de cancer și m-am speriat foarte, foarte tare. Ușor, ușor, moralul meu a început să scadă, stările erau din ce în ce mai urâte. Aveam momente în care simțeam că nu pot să respir, era cumplit, atacul de panică din orice, pur și simplu. Nu, credeți-mă că pentru un copil de 19, 20, maxim 21 de ani, să afle că după analiză este deja un om mort și să ți spună un medic în față că nu realizează cum pur și simplu tu stai în fața lui pentru că deja ar trebui să fii mort și că face tot posibilul, dar nu știe dacă poate să te salveze, este cumplit. Au fost ani de chin, ani în care pur și simplu a trebuit să-mi reechilibrez organismul, să fac terapie, iar depresia se tot accentua. Iar acest lucru mi s-a spus de la început, în momentul în care am semnat acordul de tratament. Am două variante, mor sau aleg să fac tratamentul, dar rămân cu sechele. Și am ales să trăiesc. În momentul în care s-a îmbolnăvit, Mihaela era implicată într-o relație. Din păcate, nu una care să îi și aducă liniștea sufletească și suportul emoțional atât de necesare pentru lupta grea ce avea să urmeze. În tot acest timp aveam o relație, dacă se poate numi relație, cu un om care fugea de fiecare dată când aveam probleme. Cred că în 7 ani de zile ne-am certat și ne-am împăcat de peste 100 de ori. Era gelos din absolut orice, n-aveam voie să port fuste, n-aveam voie să port pantaloni, bluze decoltate. La un moment dat, cred că în ultimii 3 ani a fost obișnuință și frica de a nu rămâne singură și probabil că nu-mi găsesc pe altcineva. Adică nu pot să zic că mai simțeam ceva pentru el. Într-adevăr, începusem să am probleme cu dinții, dar se spărgeau puțin câte puțin. Pur și simplu se făceau transparenți și cădeau. Chiar dacă beam apă, chiar dacă înghițeam salivă, orice s-ar fi întâmplat, ei cădeau. Și a spus mamei mele, în momentul ăla, că el nu vrea să tragă toată viața lui un om bolnav după el. Am înțeles că, pur și simplu, relația mea de 7 ani, care de-abia împlinise 7 ani atunci, s-a dus. După 3 ani în care se luptase cu boala și cu tratamente agresive, tatăl meu a decedat. Pentru mine a fost o lovitură foarte mare. Ne așteptam oarecum, dar nu ne așteptam atât de repede. S-a dus fără să apuce să ne spună măcar sau să asculte măcar cât de mult îl iubim. Pentru mine a fost un moment în care pur și simplu am crezut că visez și am realizat ce se întâmplă în momentul în care s-a aruncat prima mână de pământ, abia atunci. M-am rugat în tot acest timp să fie un coșmar din care să mă trezesc și să-mi pot lua tatăl în brațe a doua zi. Dar n-a fost așa. A fost luni cumplite în care pur și simplu am încercat să îmi țin sora și mama pe linia de plutire, deși eu eram pe antidepresive, habar n-aveam ce se întâmpla cu mine. Pur și simplu trebuia să mă lupt și cu faptul că am început să problema cu dinții și cu prejudecățile oamenilor și cu faptul că rămăsesem singură și din punct de vedere emoțional eram la pământ. Mi-a venit o lovitură, l-am pierdut pe tata, care oarecum prin modul lui tot timpul m-a motivat și îmi dădea motive să merg mai departe, să nu renunț niciodată. Acum aproape 2 ani, pentru că nu se întâmplase destule, am aflat că mama are un cancer de sân de bază hormonală.
slavă Domnului, n-a fost cazul de operație, dar după ce tata murise de cancer, eu am fost suspectă de tumori pe hipofiză sau pe suprarenale, să aflu că mama are, au fost lovituri după lovituri. Cel puțin pe plan emoțional, soarta Mihaelei avea să se schimbe în cel mai inedit mod cu putință. Un banal pariu pierdut cu un amic i-a scos în cale bărbatul care avea să îi schimbe viața. Conform pariului, Mihaela a fost obligată să își facă un cont pe o rețea de socializare, iar prima poză pe care a apreciat-o a fost cea a lui Cosmin, cel alături de care astăzi trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Era absurd tot ce se întâmpla, nu credeam sub nicio formă în blind date-uri, în întâlniri pe site-uri sau... Pentru că deja lumea din jurul meu avea senzația că e total nebună, dar nu trebuie să mai fac asta. Și am văzut poza unui băiat, eram total diferiți, nu aveam absolut nimic în comun, deci absolut nimic, dar că acea poză m-a atras. Am conversat cam o lună și ceva. Iar la un moment dat mi-a zis că ar fi frumos să ieșim să bem o cafea. Și ne-am întâlnit. Am făcut cunoștință și am rămas emită pentru că nicio secundă nu a observat problema mea dentară. Nicio secundă nu l-a interesat viața mea de dinainte, de momentul ăla. Pur și simplu m-am pierdut. Adică, nu știu dacă ați trăit vreodată sentimentul ăla când, pur și simplu, privești o persoană în ochi și uiți tot ce ți s-a întâmplat până în momentul ăla. Nu mai știam cum o cheamă, nu mai știam ce mi s-a întâmplat până atunci, nu mai știam absolut nimic. Nu știu dacă am reținut ceva din ce am vorbit cu el, nu mi-aduc aminte nici măcar un cuvânt din ce s-a spus atunci, pentru că eram total pierdută, probabil visam pe undeva. M-a întrebat dacă vreau să fiu iubita lui. O întrebare așa oficială. I-am spus că da și din momentul ăla toată viața mea s-a schimbat. Am descoperit la mine lucruri pe care nu le știam. Am învățat să iubesc o persoană exact așa cum e, fără să-i cer să schimbe absolut nimic. Am învățat să accept o persoană, să-i accept defectele și să-i pun mai mult accent pe calități, pentru că asta a făcut el cu mine. E ca și cum l-aș fi cunoscut de o viață. Nu cred că... Nu pot să zic că l-am cunoscut acum 4 ani. L-am întrebat dacă și-ar fi dorit să aibă lângă el o femeie perfect sănătoasă, o femeie fără niciun defect vizibil. Și mi-a zis că nu. Dacă ar fi vrut asta, relația noastră n-ar mai fi fost de la început. Am învățat ce înseamnă să prețuiești fiecare zi în care deschizi ochii. În momentul ăsta nu cred că există zi în care să nu fiu fericită și dacă nu am motiv, nu mi se întâmplă ceva extraordinar, fac orice care mă face să mă simt bine și sunt fericită pentru că a existat o zi în care m-am trezit, am putut să fac ce-mi place, am putut să îi spun te iubesc omului de lângă mine. Sunt fericită că pot să visez cu fiecare zi ce trece, că poate așa o să fie viața mea până când o să fiu bătrână.